Interviul săptămânii la RCIS FM. Dragi prieteni, bun găsit la o nouă întâlnire, Interviul săptămânii, în cadrul de sărbătoare, spunem astăzi, pentru că iată, este Crăciunul, este timpul în care ne dedicăm celor dragi, ne dedicăm și celor care poate nu ne sunt atât de apropiați, dar au cu siguranță nevoie de noi. Pentru astăzi vă propun să vă așezați, să stați, să vă gândiți, să meditați și mai ales să luați aminte și, cine știe, poate faceți și dumneavoastră ceva. Ce ați putea face pentru cei din jur și cum, mai ales, ne spune invitatul meu de astăzi, părintele Iacob Iosif. Părinte, bun venit în emisiune! Bine v-am găsit, îmi face mare plăcere să fim împreună în această zi de sărbătoare. Părinte, sunteți director al asociației Centrul Diecezan Caritas Iași. Iată, o funcție grea, îi spun, o funcție grea mai ales în contextul în care lumea așteaptă foarte multe de la cei care se ocupă de aceste opere social-caritative, cum le zicem noi. În aceste zile de sărbătoare, toată lumea își propune, vai, ne amintim și ne dorim să fim mai buni. De ce se întâmplă acest lucru doar în perioade de sărbătoare? Este marea mea durere, a mea personală, și îndrăznesc să-mi o spun, deși un moderator nu prea trebuie să-și zică propriile dureri. Mi se pare că în jurul nostru ne amintim de ceea ce există, nu știu, mai rău, mai dureros, mai afectat de necazurile pe care viața le oferă și noi ne amintim de acești oameni doar în zile de sărbătoare. Cum facem să nu fie așa, părinte? Ați punctat foarte bine, ați ales să începeți emisiunea cu această, subliniind acest aspect. Într-adevăr, este dureros când omul își amintește de semenul său doar în contextul sărbătorilor mari sau, în mod special, în contextul Crăciunului. Cert este că acum suntem în sărbătoare. Mulțumim Domnului pentru sărbătoarea pe care ne-a dat încă o dată să o trăim și în acest an. Cum am putea face să nu fie așa? Bineînțeles, cred că primul pas este una ne simți mai mult oameni și a ne simți mai mult între oameni. Poate de multe ori ceea ce ne împiedică să fim atenți cu aproapele nostru, să venim în sprijinul său, este faptul că suntem prea legați de noi înșine, de ale noastre, de împlinirile noastre, de realizările, de planurile pe care dorim să le ducem la bun sfârșit. Sărbătorile poate sunt, înainte de toate, o chemare și o invitație. Abandonează pentru moment poate grijile tale, poate planurile tale și gândește-te la cei care poate nu și-au făcut planuri, dar așteaptă să trăiască și ei o sărbătoare deosebită, o sărbătoare minunată. Din experiența avută, bineînțeles, am trăit ceea ce dumneavoastră tocmai ați menționat anul trecut, foarte multe invitații la diferite manifestări, diferite evenimente în televiziune, cu gândul de a scoate în evidență cât de important este să-l ajuți pe semenul tău, să-i fii alături, și atunci punem aceeași problemă. Dar de ce? Doar în luna noiembrie, în luna decembrie, când se apropie Crăciunul, atunci oare să fie omul mai sărac, mai nevoiaș, să sufere doar atunci, să nu aibă ce mânca doar în preajma Crăciunului? Nu, cred că este un a descoperi că omul este om și are nevoi pe tot parcursul anului. Și nu doar are nevoi, și poate ajuta. Nimeni nu este îndeajuns de sărac ca să nu poată sprijini sau ajuta și nimeni nu este îndeajuns de bogat ca să nu aibă o nevoie. Încercând să le găsesc o justificare celor care cred că faptele bune trebuie să făcute doar în perioada sărbătorilor, mă gândesc că pe timpuri, nu? Oamenii erau mai lipsiți de lucruri materiale și atunci de sărbători fiecare trăgea, economisea sau făcea cumva să aibă ceva pe masă, ceva mai bun, ceva să le ofere copiilor. Cu siguranță fiecare dintre noi își amintește de acel bidon de suc, cum îi ziceam, care venea la Crăciun, de acele portocale, de acele lucruri pe care nu le aveai în timpul anului și le aveai doar atunci. Și poate de aici ideea aceasta că dacă eu am de sărbători, să le dau și altora să aibă. Dar trăim timpuri în care sucul este în multe case, nu doar de sărbători. Portocalele sunt pe toate tarabele și în multe case, nu doar de sărbători. Și iată că am ajuns ca de sărbători să nu mai avem ceva special. Mă refer aici doar la cei care nu trăiesc sărbătoarea și la modul spiritual, ci la mod material.
avem o justificare oarecum că gândim așa și ne raportăm la acea perioadă când de sărbători aveam ceva mai mult și ne doream să le dăm și celorlalți. Cum facem totuși ca aceste aspecte să devină un obicei, să facă parte din viața noastră? Ce trebuie să-mi propun eu ca și om, ca și credincios, poate chiar mai mult, astfel încât să facă parte din rutina mea, dacă nu săptămânală, lunară sau trimestrială, să ofer ceva, să fac un bine unui om încercat de soartă? Știți, cred că fiecare dintre noi are în sânge acea nevoie de a da valoare semenului său. Însă poate rare ori reflectăm la cât de bine ne face să fim pentru semenul nostru acel instrument în mâinile lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu oferă din nou demnitate celui care poate într-un fel sau altul și-a pierdut-o. Cred că fiecare dintre noi a experimentat cât de important este, cât de bine face un a-ți deschide inima, sufletul sau mâinile tale în fața unei persoane pe lângă care noi trecem în mod obișnuit. Poate noi de multe ori, atunci când ne gândim la un sărac, facem referință la acea persoană care nu are nimic, care este undeva ascuns, dată de o parte de societate, dar cred că unul, fiecare dintre noi este acel sărac care trebuie să recunoască, să-și recunoască nevoia și în egală măsură să recunoască că poate trece pe lângă semenul său și printr-un simplu gest, o simplă privire, o simplă atenție, o simplă întrebare, ce mai faci, cum ești, cum îți merge, cred că înseamnă deja foarte mult. Este punctul de plecare pentru a fi mai mult oameni. Nu cred că trebuie să facem lucruri extraordinare pentru a fi oameni. Suntem în contextul Crăciunului. Hristos a venit în mijlocul nostru și a luat asupra sa natura omenească. Nu a venit ca un super om, nu a venit doar ca un Dumnezeu care este deasupra oamenilor, ci a venit ca un semen al nostru. Cu cât a ajuns să fie mai mult om, cu atât i-a atras mai mult pe oameni la sine. Cred că fiecare dintre noi își poate asuma acest rol până la urmă, de a fi o persoană, un semen pentru semenul nostru și de a fi în egală măsură cel care are nevoie de semenul său. Părinte, de la fiecare invitat pe care îl aduc aici în studio, mă aștept să storc, cum spun unii care urmăresc această emisiune, să storc informații și mărturisiri din care cei care ne urmăresc se pot hrăni și pot învăța ceva. Vă întreb acum, ce faptă de caritate sau ce faptă care v-a rămas în suflet a făcut cineva pentru Sfinția voastră de-a lungul timpului? Sunt convinsă că v-a făcut cineva un bine. Vreți să încep de la ultima? Care v-a rămas în suflet și cea pe care o aveți acum în minte? Chiar intrând în catedrală, am întâlnit o persoană vârstnică la poarta catedralei care m-a întrebat: nene, ai să-mi dai ceva? Însă pe chipul acelui om se vedea, înainte de a cere ceva, se vedea un dar de a avea curajul să-l abordezi pe celălalt, să-l vezi așa cum este, și poate chiar el își urmărea un scop al său, dar abordându-l, privindu-l, dialogând cu el. Și am stat împreună câteva minute și am dialogat despre istoria vieții sale. Acesta este ultimul dar care mi-a fost făcut. A-l întâlni pe om în situația în care el se află. În decursul timpului au fost nenumărate momente pentru care trebuie să-i fiu recunoscător lui Dumnezeu pentru lucrările pe care el le-a realizat în viața mea. Și nu doar lui Dumnezeu, căci Dumnezeu nu lucrează el singur, ci lucrează prin oameni. Și dacă mergem în istoria vieții mele, în familia mea, în rudele mai îndepărtate sau mai apropiate, în activitatea mea, în formarea mea, activitatea mea pastorală, au fost nenumărate persoane care și-au pus amprenta, de la care am avut câte ceva de învățat, de la care, într-un fel sau altul, care m-au ajutat într-un fel sau altul să fiu cine sunt în acest moment. Dacă de Crăciun vorbim despre fapte bune și oameni care au nevoie de ajutorul nostru, de Crăciun vorbim și despre nostalgie și amintiri. Vă propun să privim în urmă și să ne gândim la copilul Iosif în comuna
nu? Mircești, locul atât de cunoscut datorită marelui nostru scriitor, și aș vrea să-mi descrieți imaginea pe care o vedeți văzându-l pe acest copil, în speță Sfinția voastră, în copilărie petrecând Crăciunul. Ce vă amintiți din acea perioadă? Sunt multe lucruri și frumoase. În primul rând, era multă zăpadă, care acum lipsește. Era foarte frig. Crăciunul era pregătit cu momente frumoase de rugăciune care aveau loc dimineață la ora 6:30, când ne îndreptam cu toții și biserica era plină, ne îndreptam cu toții spre biserică. Biserica era foarte, foarte, foarte rece. Eu deja de la vârsta de 5-6-7 ani, dimineața de dimineață părinții ne îndemnau să mergem și mergeam împreună, mai ales cu mama, la biserică, unde erau liturghiile rorate, se numesc rorate. Așa petreceam Crăciunul. După care, în general de Crăciun, se reunea familia, aveam unchi care veneau din depărtare și, cum spuneați dumneavoastră, cred că prima dată am mâncat o portocală de Crăciun și mâncam doar de Crăciun când un unchi în mod special venea și ne aducea portocale, banane, număr redus așa doar pentru noi, nu ne puteam permite prea multe. Și acestea erau darurile speciale pe care le primeam de Crăciun. Venea și Moș Crăciun în acele timpuri? Venea. Era numit Moș Jerilă. Venea, nu era foarte, foarte bogat, nu erau scrisori cum sunt astăzi. Tehnica a evoluat, pe partea de comunicație stăm mai bine acum. Dar erau momente deosebite. Chiar mi-amintesc primul Moș Crăciun pe care l-am văzut, m-a speriat. Cred că aveam 5-6 anișori și nu mi-am mai dorit să-l văd. Era Dar unde l-ați văzut? A venit acasă? Acasă. Erați fericit, ca să spunem, pentru că în acele timpuri rare ori ajungea moșul chiar să reușească să stea de vorbă cu copiii. E adevărat, am fost chiar pregătit să-l întâmpin pe Moș Crăciun, mi-am învățat poeziile de la grădiniță sau la școală, cred că eram prin clasa 1, 5 ani, dar nu am avut curajul să le spun, atât de mult m-a speriat. Dar a fost o experiență care mi-a rămas. În continuare vizualizez acele momente în care a intrat, l-așteptam, eram cu frățiorul mai mic și stăteam în picioare, pregătit să-l primim. Și a lăsat de saga, ne-a lăsat darul, ne-am bucurat de ele, dar nu s-a bucurat de poezia noastră. Din cauza emoțiilor, din cauza situațiilor. Raportându-ne la familia în care ați trăit, știu că ați fost 5 frați, nu? 2 fete și 3 băieți, crescuți cu dragoste de către părinții care s-au dedicat copiilor, așa cum e firesc de altfel, dar vreau să vă întreb ce vă amintiți în mod special despre mama Sfinției voastre, de exemplu, care erau caracteristicile care se evidențiau în mod special în acea perioadă a copilăriei? Mama este cea care, într-un fel sau altul, și-a pus amprenta cel mai mult asupra educației noastre. În familie a avut un cuvânt de spus, întrucât tatăl meu mai mult a lucrat întotdeauna pe drumuri, a fost șofer, iar ea a avut misiunea de a ne ghida, de a ne conduce, de a ne susține. În ea am avut pentru că este în viață, am un mare sprijin. Momentele mai delicate, mai triste ale vieții, te gândești la mama și știi că ea este acolo, se roagă pentru tine și dacă simți că ceva nu merge, într-un simplu telefon ai sunat-o, ai spus într-un vers sau altul, ai întrebat-o ce mai face și s-au rezolvat puțin problemele. Dar ceea ce am primit în mod special de la mama a fost acea corectitudine a vieții. Cât de important este să fii responsabil. Responsabil la școală, să-ți faci datoria, să vii de la școală acasă, mănânci, ai timp, nu te iau la muncă, nu te iau la... îți faci temele, după care te îngrijești puțin și de ceea ce este prin casă. Responsabilitatea
spiritul dreptății, spiritul adevărului, cred că l-am învățat și în continuare îl primesc de la mama. În întâlnire pe care le mai avem din când în când, din nefericire, rare ori trecând pe acasă, mai atingem unele aspecte așa din trecutul nostru, din serile, din nopțile pe care le petreceam discutând și jucând șah. În copilărie obișnuiam să pierdem nopțile de iarnă, totuși suntem în contextul iernii, obișnuiam să investim în acel timp de noapte nopțile lungi de iarnă, jucând 3, 4, 5 ore de șah. Părinte, așa cum ați vorbit despre mama, că se ocupa în mod special de creșterea copiilor, cu siguranță pe partea de corijare tot dumneai era cea responsabilă. Cum făcea mama dumneavoastră să corijeze 5 copii și să-i atragă înapoi pe calea cea dreaptă, cum se spune? Care erau metodele ei? Cred că am fost copii oarecum sfinți. Există așa ceva? Nu există. Dar mama a avut și are un spirit deosebit de a corija. Ea nu a fost persoana care să corijeze apropiindu-se prea tare de tine spre a te speria, dar era de ajuns o privire, o privire care te pătrundea și îți spunea: nu trebuie să spun eu, știi tu ce ai greșit. Acest lucru pe mine m-a condus și m-a marcat și cred că în activitatea pe care uneori o desfășor acum, în calitate de profesor, da, pentru că în momentul în care povesteați acest lucru, mi-l închipuiam pe profesorul, părintele profesor în fața studenților și, sincer să fiu, vedeam și acea privire pe care cu siguranță l-o aruncați câteodată și înțeleg ce trebuie să înțeleagă. Uneori simt acest lucru, că planează asupra studentului această responsabilitate care vine dintr-o privire care poate părea așa puțin iscoditoare, care să ceară: ai grijă cum stau lucrurile. Da, din fericire sau din nefericire mă regăsesc în această situație și uneori în relație cu studenții simt cum în urma unei priviri lucrurile se schimbă, rapid se schimbă, iau altă turnură sau poate chiar nu știu dacă nu se sperie. Deci, iată, modelul de dascăl, ceea ce sunteți astăzi, se datorează cumva și mamei pentru felul în care a știut să vă corijeze în copilărie. Haideți să mergem la momentul în care le-ați dat vestea sau ați decis în familie, îmi veți povesti dumneavoastră exact, că vreți să alegeți calea preoției. Cum a fost acest moment în familia dumneavoastră? Ați atins un aspect frumos, interesant, despre care rare ori se vorbește. Era o zi de marți. În general, marțea în anii 90 erau meciuri de fotbal la televizor. Pe care le urmăreați, înțeleg. Pe care le urmăream. Negreșit. Da, mi-a plăcut, îmi place foarte mult. Acum mai puțină mișcare, dar mi-a plăcut foarte mult fotbalul. De la vârsta de 6 ani, 7 ani, cum vă spuneam, obișnuiam să merg zilnic la biserică, seara frumos împreună cu fratele trimis meu. Trimis de părinți sau dintr-o dorință de a întâlni? Nu. Părinții mergeau la muncă, ei erau la muncă, mama la câmp, tatăl cu responsabilitățile lui, dar au sădit în noi acest spirit. Mai ales că a fost un eveniment în viață, în 86, când tatăl meu a avut un infarct și în urma infarctului mama a spus din familia noastră, întrucât tatăl și-a revenit foarte bine, de astăzi înainte va trebui într-un fel sau altul să-i mulțumim lui Dumnezeu să fie prezent unul dintre noi la liturghie, la Sfântul Rozariu, și acest lucru s-a întâmplat din 86 până astăzi. Și în acea perioadă, revenind la momentul în care a trebuit să comunic planurile de viitor, era o zi de marți când am încercat să-l conving pe fratele meu că era mai important ca eu să rămân acasă în ziua respectivă și el să meargă la biserică, pentru că era o partidă și cum era mai mare, sunt mai mare cu 2 ani, chiar l-am convins. El a mers în seara respectivă. Vorba bună, bănuiesc. Sigur, sigur. Doi frați, se înțelegeau foarte bine, se înțeleg foarte bine. Și am mers la biserică, eu am rămas fericit la meci. După liturghie, fratele meu ajunge acasă și îmi spune: vezi că te-a căutat părintele paroh.
care era cine, părinte? Cine era părintele atunci? Ciril, care acum este undeva într-o casă de bătrâni în Măgura, lângă Bacău, la Măgura. Te-a căutat părintele paroh, avea să te întrebe, voia să dorea să te întrebe ceva. Dar o să mergi mâine seară și o să discuți cu el. Atunci am fost la biserică, următoarea zi am fost la biserică și la parohie m-a chemat. Uite, Iosif, am primit o scrisoare de la seminar. Tu văd că ești legat mult de biserică. Ce spui? Ai vrea să mergi la seminar? Un copil de 13 ani nu prea știe ce înseamnă seminar, nu prea... Mergi acasă, te rogi, te gândești, cred că era prin luna aprilie, mai. Mergi acasă, te rogi, vorbești cu ai tăi și îmi dai răspunsul până spre luna mai, nu mai știu exact când trebuia să... Am mers acasă la mama și spun: mama, uite, părintele meu m-a întrebat dacă aș vrea să merg la seminar. La care mama, trebăluind, zice: de acum ești mare, ai crescut, va trebui să te gândești și să decizi. Un copil de 13 ani mare să se gândească și să decidă. De aici s-a născut puțin, încet, acest gând asupra căruia a meditat și s-a luat decizia finală. Totuși, inteligentă reacția mamei dumneavoastră, pentru că nu cred că v-ar fi ajutat o direcție clară, să vă zică da sau nu. Practic v-a lăsat să vă decideți singur soarta. Și așa au făcut toată viața. Și ea și tata. Mama era, a fost casnică, ieșea foarte puțin de acasă, doar la câmp când mergea. În schimb, intrând în seminar, tatăl meu mă vizita o dată pe lună. Obișnuia să vină în general la patra duminică din lună, venea cu pachetelul, așa cum cei din familie își vizitează copiii când merg la școli departe de casă, nu? Și el, de câte ori venea la seminar, mă întreba cum sunt, mă citea să vadă, sunt senin, sunt ok, nu sunt ok. Și se întâmpla uneori să-mi spună: Iosif, ai grijă, dacă nu simți, nu te simți, nu simți că trebuie să mergi mai departe, să știi că poarta este deschisă. A făcut-o foarte, foarte des și acest lucru, într-un fel sau altul, a dat libertatea copilului care crește. O dovadă de inteligență extraordinară și de susținere a alegerii. Exact. Că este alături, este alături copilului care crește, se maturizează și trebuie să ia deciziile pentru viață. Practic, în prima perioadă erați un copil de liceu care a ales seminarul liceal, cum era pe atunci, așa cum mi-a zis. Ați făcut primii 3 ani aici, la Iași, urmând ca apoi, pentru ultimul an, să mergeți la Bacău, acolo unde s-a deschis noul seminar și s-a mutat, practic, nu? S-a mutat de aici din Iași și s-a mutat la Bacău. Ați fost prima generație care a terminat seminarul liceal din Bacău și vreau să vă întreb ce amintiri aveți din acea perioadă legate de Bacău. O mare schimbare. Imaginați-vă, am fost 3 ani în Iași, împreună cu studenții, eram în jur de 300 și ceva de studenți în seminarul de pe Copou, după care în 94 tot liceul s-a transferat dintr-o dată într-un alt mediu. La seminarul din Iași, pe Copou, era un mediu mult mai liniștit, rezervat un spațiu unde puteai crește liniștit, fără probleme, fără... Mergând însă spre Bacău, lucrurile s-au schimbat radical. Am fost într-o primă etapă, cazarea o aveam la liceul Irav, iar școala o făceam la liceul de chimie. Imaginați-vă, trebuia să facem și naveta de la liceu, de la Irav la chimie, de la chimie pentru Sfânta Liturghie la Sfânta Cruce, la Biserica Sfânta Cruce. Practic ați ieșit în lume, din nou. Ca și cum n-ați fi fost într-un seminar unde știm bine că acolo dormi, acolo mănânci, acolo îți desfășori activitățile, practic totul se întâmpla într-o clădire în Iași. Acum ați ieșit în lume. În lume. Și lumea... Era un moment oportun ca ieșirea aceasta în lume să însemne o ieșire definitivă a unora dintre seminariști? Sigur, au fost un moment care pentru mulți dintre colegi a însemnat așa o cotitură, a dat multe bătăi de cap, multe analize și reanalize și chiar profesorii își puneau problema, nemai având de a face până atunci cu seminariști, cu liceeni care au ales această cale, dar de ce sunteți voi aici?
cu ce scop? Nu aveți alte planuri, nu puteți avea alte planuri în viață? Acest lucru, într-adevăr, a fost ușor de observat și în rândul profesorilor. Dar, într-adevăr, am avut profesori care ne-au susținut, care au fost selectați spre a ne oferi acele baze și umane și științifice care să ne ajute să ne formăm așa cum ar fi trebuit. Dar a fost, într-adevăr, a avut un impact foarte mare asupra multor colegi, pentru că ieșeam dintr-un mediu oarecum protejat, într-un mediu în care îți lipsea acea protecție. Dar a fost o experiență deosebită. În acel moment am început să facem și pastorație, ieșeam, îmi amintesc că ieșeam la Gâșteni, undeva în zona Bacăului, la Răcăciuni, duminică, de mai multe ori pe an. Mergeam în pastorație împreună cu camionul, mergeam să cântăm în cadrul liturghiilor care se făceau în diferite comunități. Deci a fost o experiență diferită de ceea ce am trăit până în 94. Și ați absolvit studiile liceale la Bacău. Ce a urmat după? Pentru că, din câte știu, ați ajuns student la Universitatea Pontificală din Lateran, nu? La Roma. Cum ați ajuns acolo și de ce acolo și nu la institut? După încheierea liceului am revenit la Iași pentru 2 ani de zile. Am făcut. Ați fost 2 ani la institut. De filozofie, da. Așa se obișnuia, anii de filozofie, iar seminariștii care erau, nu știu, selectați spre a continua studiile în afară, în mod special în Roma, li se comunica după cei 2 ani de filozofie. Ne-am gândit că ar fi bine să faci o experiență într-o universitate pontificală, iar acest lucru s-a întâmplat. V-a bucurat această veste? Nu, într-o primă etapă nu. M-a întristat foarte mult, pentru că eram legat, îmi plăcea viața de seminar și poate a fost acea frică de nou, de necunoscut. Imaginați-vă, până la vârsta de 14 ani am stat doar în casă, în familie, după care am fost în familia lărgită a seminarului, iar acum la 18-19 ani să te trezești, trebuie să mergi la Roma, nu știa nici măcar unde se află pe hartă. Dar nu regret, mi-amintesc părintele Bulai când m-a chemat, dar înainte, când m-a chemat să-mi spună, uite, ne-am gândit, la care am spus, mi-a manifestat dubiile mele, nu mă simt neapărat chiar persoana cea mai potrivită, la care el mi-a spus, mergi în capelă, mi-amintesc că aveam în capela din Iași, eram la cor în acele timpuri, mergi în capelă să te așezi acolo jos, sus, la lângă orgă și roagă-te, meditează și după aia vii să-mi dai răspunsul. Era o zi de sâmbătă. Am mers, trebuie să recunosc, pentru că și băieții plâng câteodată, am mers, am bocit puțin, am făcut ceea ce mi-a sugerat părintele și m-am întors și am spus, dacă trebuie să merg, voi merge. Și cred că am făcut o alegere foarte bună, căci în urma experienței din Roma sau viziunea s-a lărgit foarte mult și altfel vezi biserica și misiunea pe care biserica o are în lume. Chiar dacă, întorcându-mă, lucrăm în această mică parte a bisericii, cu siguranță porți în suflet experiența pe care ai trăit-o văzând acolo marea atmosfera a bisericii universale. În mod cert, în viața unui preot, un moment extrem de important, dacă nu chiar cel mai important, este momentul când este sfințit, consacrat preot. În cazul sfinției voastre a fost o poveste deosebită, îi spun, și așa cum am glumit noi la început de emisiune, vi s-a organizat o ceremonie specială. Haideți să le povestim prietenilor noștri de ce s-a întâmplat acest lucru și de ce ați fost sfințit preot în septembrie 2001 și nu iunie 2001, așa cum au fost sfințiți colegii din seria sfinției voastre. Da, am fost sfințiți diaconi cu toți pe data de 8 decembrie anului 2000, din 2000, urmând ca toți colegii să fim sfințiți în luna iunie, pe 29 iunie sau în contextul datei de 29 iunie, însă din nefericire, și știam acest lucru, fiind prea tânăr, prea sfințitul Petru, a spus, uite, în decursul timpului, în mai multe rânduri, a trebuit să cer pentru colegi de-ai tăi mai mari, să cer de la Vatican această posibilitate de a fi sfințit înainte de împlinirea vârstei canonice.
Vârsta canonică care este de 25 de ani, da? Cu aprobarea episcopului 24. Ei, în contextul în care mi-a spus acest lucru, deja mi-a dat de înțeles că nu prea mai este dispus să ceară și pentru mine să fac aceste formalități. Și a rămas să vedem pentru o dată ulterioară când trebuia să primesc eu împreună cu un alt coleg. Trebuie totuși să revin la Roma pentru încheierea studiilor. În acea vară trebuia să decidă: revin la Roma ca diacon sau ca preot. A fost o perioadă destul de tensionată și pentru mine, neștiind, colegii mei au fost sfințiți în luna iunie, eu voi fi sfințit, dar nu se știe când și cum, până spre sfârșitul lunii august, când am fost chemați de preasfințitul Aurel și ne-a spus: noi ne-am gândit să vă sfințim în data de 23 septembrie. Pentru mine acea dată a rămas de referință și pentru că am o particulară devoțiune față de Sfântul care este celebrat în acea, care este, a cărui memorie se face în acea zi, Sfântul Padre Pio. Așa încât pentru mine a fost așa ca un dar venit de sus prin mijlocirea Sfântului Padre Pio de a primi sfințirea preoțească în data de 23 septembrie, urmând după aceea să mă întorc pentru ultimul an de studii la Roma. Deci a fost o binecuvântare, chiar dacă nu am fost sfințit odată cu colegii mei, dar Domnul a ales pentru mine această variantă. Dar ce făceați și ce ați simțit în iunie, când colegii sfinției voastre au fost sfințiți? Unde erați în catedrală în momentul sfințirilor și la ce vă gândeați în acele clipe? Să fiu sincer, trebuie să fac referință la o experiență făcută anul anterior. În 2001, înainte de a fi sfințit diacon, am avut posibilitatea să merg în misiune. Am fost în misiune în Panama și Costa Rica 3 luni de zile. O experiență deosebită, frumoasă, unde descoperi un alt chip al bisericii. Întorcându-mă din misiune la studii, când am avut ocazia să vorbesc cu preasfințitul, i-am spus: preasfințite, anul viitor mi-aș dori să merg din nou pentru 3 luni de zile în misiune, la care el mi-a spus: nu, rămâi, te mai gândești, meditezi și te pregătești pentru a fi sfințit preot. Ei, în aceste cuvinte pe care mi le-a spus probabil în luna mai, iunie, știind că nu o să fiu sfințit odată cu colegii mei, acest lucru deja m-a pus puțin într-o așteptare imediată, nu iminentă, care vine. Așa încât îmi amintesc, colegii mei au fost sfințiți la Roma, sfințirea a avut loc la Roma, eram undeva ascuns în spatele altarului și așteptam să mă bucur de bucuria pe care ei au trăit-o în acel moment. Nu a fost dureros. Chiar nu a fost deloc dureros, pentru că trăiam acel spirit al unei împliniri care care era în desfășurare, nu? Care se, și chiar m-am bucurat văzând colegii mei cum au trăit evenimentul. Iată, nu aveați vârsta pentru a fi sfințit preot, dar maturitatea o aveați. Din ceea ce îmi povestiți, asta înțeleg că erați suficient de matur și ați înțeles că de fapt este doar o chestiune de formalitate și că e momentul fiecăruia atunci când trebuie. Și iată că ați avut bucuria să fie chiar pe 23 septembrie, când era sărbătoarea lui Padre Pio. Părinte, ce a urmat după? Ați zis că ați finalizat studiile la Roma după sfințire și v-ați întors în țară. Încotro v-au purtat deciziile conducătorilor diecezei? Ceea ce a urmat după era oarecum firescul unui preot. Și anume pastorație, spuneți. Am intrat în pastorație, mă amintesc când eram încă la Roma, se discuta ce vom face, cum va fi, și mi-am spus: îmi doresc foarte mult să fiu în pastorație. Când am ajuns acasă, mi s-a spus: deja va trebui să mergi, mi s-a dat misiunea de a merge la Sfânta Tereza, Biserica Sfânta Tereza din Iași, unde am petrecut 4 ani deosebiți, frumoși. Prima mea experiență pastorală, într-o primă etapă, primii 2 ani, împreună cu părintele Isidor Iacovici, care acum este la Roma,
următorii 2 ani cu părintele Antonel Farcaș, care din nefericire s-a întors la casa tatălui. O experiență bogată, o experiență în care am lucrat, fiind singurul vicar într-o primă etapă, am lucrat și cu tinerii, și cu bătrâni, și cu adulții, și cu vârstnicii, și cu grupurile. Ceea ce este foarte, foarte important. Am găsit o comunitate foarte bine, unde erau grupuri de rugăciune, grupuri de acțiune socială. Mi-amintesc că la Sfânta Tereza este Sfântul Vincențiu de Paul și lunar vizitam persoanele vârstnice. În același timp, săptămânal, pregăteam această vizită prin meditațiile pe care le făceam împreună. Deci a fost o experiență în sine foarte, foarte frumoasă. Ieșiri cu tinerii la munte, săptămâni cu rucsacul. Practic viața care pe care v-ați dorit-o, nu? Așa v-ați închipuit viața de preot. Să aveți contact cu diferite grupuri, cu diferite categorii sociale. Era tot ceea ce ați visat din copilărie, nu? E adevărat. Cred că a rămas un aspect care a fost într-un fel sau altul dorit în trecutul meu, cum imaginam eu preoția, încă nu s-a realizat. Imaginam, mi-amintesc ca student, când eram student, că într-o zi voi fi preot într-o mică comunitate, probabil undeva la periferia unui oraș, iar acolo, în acea comunitate, să am resursele umane, puterea interioară, puterea fizică exterioară, să pot să-i sprijin pe cei care sunt în oraș, care nu au posibilități, care poate locuiesc pe stradă, care nu beneficiază, dar găsesc o alinare, poate în curtea unei comunități, unei parohii, împreună cu câteva persoane care în mod voluntar se oferă să sprijine pe cei care nu beneficiază de ceea ce... Și reușiți acum să faceți lucrul acesta prin funcția pe care ați primit-o în 2020. Pe alte căi, este adevărat. Atunci nu, când erați vicar, deci nu lipsea ceva din acea viață pe care v-ați dorit-o, dar iată că toate vin la timpul lor și nu, ați zis chiar dumneavoastră la un moment dat, credința ne asigură că orice ni se întâmplă în viață este deja cunoscut lui Dumnezeu și se află în mâinile sale. Deci, probabil de asta s-au întâmplat lucrurile așa cum au fost. Dar în completarea activității pastorale de la Sfânta Tereza era și misiunea de a fi profesor în cadrul universității, nu, la Facultatea de Teologie. Ce ați predat sau ce predați, de fapt, pentru că știu că încă sunteți acolo profesor, și cum este interacțiunea cu studenții? Activitatea în cadrul facultății a început imediat după începerea activității pastorale. În cadrul facultății, pregătirea mea este în domeniul juridic, dreptul canonic, iar cursurile pe care le-am ținut și le țin încă nu sunt doar în acest câmp, în acest domeniu, pentru că cursurile de drept sunt puține. Însă am mai predat etica matrimonială, ceea ce ține în general de domeniul familie, pentru că și specializarea, lucrarea mea de licență și lucrarea de doctorat a fost în domeniul familiei. De aceea materiile merg pe etică matrimonială, drept matrimonial. Am predat și puțină Biblie, introducere în Sfânta Scriptură, iar acum predau și doctrina socială a bisericii, fiind puțin legat și de domeniul de activitate în care acum activez. Cât de deschiși sunt tinerii din ziua de astăzi în a studia teologia, în a o aprofunda, de fapt? Și mai ales, care este numărul celor care aleg să facă această facultate? Pentru că îmi închipui că a mai scăzut numărul celor care aleg acest domeniu față de anul când ați început dumneavoastră să predați. Dacă e să privim la tinerii care sunt acum și studiază în acest moment, e adevărat, uneori poate se simt stingheri studiind teologia în contextul multor științe tradiționale care sunt în universitate. De multe ori se gândește că cel care studiază teologia, fie că este băiat sau fată, va urma o viață de călugăr, călugăriță, soră, sau va trebui să fie preot. Încet, încet se convin că lucrurile nu stau în tocmai, pot avea o viață obișnuită, pot merge în societate să fie purtător de valori pe care le-au asimilat în decursul timpului în studiile universitare. Însă dacă privim la cei care au încheiat studiile, în general noi facem întâlniri, și anul acesta am avut doi invitați, doi absolvenți care
care au încercat să prezinte experiența lor de viață în urma studiilor. Vorbim despre experiență prezentată actualilor studenți. Actualilor studenți. Deci foști studenți, absolvenți, care actualmente lucrează fie în învățământ, fie în domeniul social, care au o activitate foarte, foarte bogată, rămâi frapat de ceea ce, într-adevăr, nu-ți imaginai în urmă cu 20 de ani că ar putea ieși din acești tineri pe care i-ai văzut crescând, nu? 3-4 ani împreună și care acum promiteau, iar acum chiar realizează lucruri deosebite. Este cea mai mare satisfacție pe care o poate avea un dascăl? Este un dar. Atunci când întâlnești un absolvent, un fost student care acum îți este coleg și vezi în el acel copil, acel tânăr care s-a dezvoltat și care actualmente aduce roade, transmite mai departe ceea ce într-un fel sau altul a primit, a asimilat în anii de universitate, în anii de studii. Iată, ați avut ocazia de-a lungul vieții ca toate aceste numiri, toate aceste experiențe să vă dăruiască foarte mult, pentru că mi-închipui că fiecare om pe care îl întâlniți, fiecare situație plăcută sau poate mai puțin plăcută, vă arată de fapt că fiecare moment are lecția lui și fiecare persoană are ceva de spus. Aș vrea să atingem și o ultimă chestiune și anume aceea că sunteți vicar episcopal pentru secțiunea socio-caritativă. Ce presupune această numire și această funcție? Deci contextual am primit această numire, întrucât sunt și director la Caritas și trebuie să fie o persoană care lucrează în domeniul social să ocupe și această funcție de vicar episcopal. Ce presupune? Presupune o cunoaștere, în primul rând, și o legătură cu realitățile sociale prezente în dieceză. În acest moment este în desfășurare un proiect care are tocmai această menire de a cunoaște mai bine realitățile sociale în dieceză, a le pune împreună, a valorifica experiența care este deja de ani, dar care poate, din nefericire, fiecare entitate și-a trăit experiența sa singur, a trecut prin probleme singur, acolo unde și-a desfășurat, iar acum se simte mai mult, poate, ca oricând nevoia de a, ca experiența, expertiza fiecarei organizații, fiecarei asociații să fie pusă în joc, să fie oferită și altora care poate doresc să crească, care într-un fel sau altul au nevoie de sprijin, au nevoie de ajutor și și doar împreună se pot face lucruri frumoase. Cam aceasta este menirea vicarului episcopal, în primul rând să cunoască realitățile sociale, care sunt bogate, multiple, sunt de diferite, în diferite domenii de activitate. Iar apoi, în măsura în care este posibil, să ofere sprijin, coeziune, unitate în ceea ce privește activitățile cu caracter social. Să facă în așa fel încât viața bisericii, viața sacramentală a bisericii să se regăsească și în spiritul carității bisericii. Acolo unde, într-adevăr, viața bisericii este plină de prezența lui Hristos venit între noi oamenii, care s-a jertfit pentru noi oamenii și pe care noi îl celebrăm ori de câte ori celebrăm Sfânta Liturghie, să o regăsim după aceea în viață. Atunci când mergem și vizităm o persoană care este în vârstă, care este bolnavă, un copil care poate nu are mijloacele necesare ca să facă, să studieze, mai ales în aceste timpuri, în acest context al pandemiei, așa încât, într-un fel sau altul, să fie atent la realitățile sociale care sunt prezente și să facă în așa fel ca toți cei care sunt implicați, toate entitățile implicate să-și atingă obiectivele, să poată oferi sprijinul de care este capabil. Am înțeles ce aveți de făcut, Sfinția voastră, dar acum, pe final de emisiune, vă întreb ce avem noi de făcut și cum vă putem sprijini pentru a vă îndeplini această misiune. Știți, de multe ori poate de la oameni noi așteptăm fapte. E adevărat, faptele sunt importante, dar întotdeauna faptele pleacă de la valoarea persoanei. Sărbătoarea nașterii Domnului ne invită să redescoperim în noi valoarea omului. Omul așa cum este el, și cu păcatele sale, și cu ceea ce este bun în el, și cu ceea ce cere, cu realizările sale, cu toate eșecurile care sunt în viață, dar să descoperim în acest om acel chip al lui Dumnezeu care este viu,
aici pe pământ și care într-un fel sau altul are o menire specială, aceea de a trăi această viață ca dar și de a oferi în dar celorlalți. Ce avem de făcut? Cam asta cred că avem de făcut cu toții. Să fim atenți la ceea ce se întâmplă în jurul nostru și să facem în așa fel încât Domnul să fie mai prezent zi de zi în noi și prin noi, poate în cei de lângă noi. E adevărat, pentru asta este nevoie poate de mult curaj, de mai mult curaj, de mai multă atenție. Am început emisiunea vorbind despre atenția față de ceilalți. Părinte, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Vă doresc oameni buni în cale, oameni care să vă ajute, să vă călăuzească în îndeplinirea misiunii pe care o aveți, pentru că știu că singur nu aveți cum să o realizați, ci doar împreună cu noi, toți cei care avem cu siguranță ceva bun de făcut în jurul nostru. Vă mulțumesc foarte mult. Sperăm cu toții să realizăm că suntem dar unii pentru alții. Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Nicoleta Timaru. Nu uitați, cu siguranță aveți ceva de dăruit. Interviul săptămânii la RCIS FM.